Salut! Sunt Bogdan de la How to Progress, iar în acest video vreau să vorbesc despre cât de important este să începi să te ocupi de tine, de aspectul tău, de felul cum arăți, cum te simți, precum și nivelul de energie pe care îl ai pe parcursul zilei. Este perfect normal să vrei să te ocupi de tine, să te dezvolți. Este natura firii umane ca orice persoană să fie interesată de ea însăși mai mult decât este oricine altcineva. Dar pentru asta nu este suficient să te ocupi decât de hainele pe care le porți și să te aranjezi câteva minute înainte să ieși din casă. Iar în rest, să te preocupe doar să câștigi cât mai mulți bani și să te distrezi cu prietenii. Trebuie ca, pe lângă acele lucruri care îți oferă o bucurie și constituie o plăcere, o distracție, să începi să te ocupi de tine. Iar pentru asta, iată două aspecte pe care trebuie să le iei în considerare, și anume alimentația pe de o parte și activitatea fizică pe partea cealaltă, ambele fiind foarte importante pentru starea generală de sănătate pe care o ai. Alimentația are un rol important în reglarea greutății și a nivelului de energie pe care îl ai pe parcursul zilei. O să discutăm mai multe despre alimentație și beneficiile ei pentru sănătate și pentru aspectul corpului într-un alt video. Acum vreau să ne concentrăm pe acele lucruri pe care le poți face pentru a-ți îmbunătăți aspectul corpului din punct de vedere fizic. S-a demonstrat că o persoană își formează impresia despre tine în primele 3 secunde atunci când te întâlnește prima dată. Așa că, de ce să nu profiți de lucrul acesta și să câștigi de la început câteva puncte în plus până să începi efectiv să discuți cu acea persoană? Când vine vorba de aspectul fizic, cel mai important lucru, pe lângă alimentație, este activitatea fizică pe care o ai pe parcursul săptămânii. Aici nu ne mai referim la o singură zi, deoarece este o perioadă prea scurtă pentru a o putea lua în considerare. Activitatea fizică cuprinde toate activitățile de pe parcursul zilei în care îți folosești corpul, toate activitățile care te pun în mișcare, precum mersul, plimbările, alergatul, activitățile gospodărești care implică mișcarea, sporturile, mersul la sală. Întotdeauna te vei simți mai bine, mai energic, atunci când ești activ și îți planifici diferite activități pe parcursul zilei. Unul dintre cei mai mari inamici ai sănătății și aspectului fizic în zilele noastre este sedentarismul. Corpul nostru este conceput să fie tot timpul în mișcare. Funcționează cel mai bine atunci când este activ și consumă resursele pe care noi le punem la dispoziție prin alimentație. Prin mișcare se reglează multe procese în organism, precum cele digestive, respiratorii, circulatorii, dar atunci când vine vorba de aspectul fizic și nivelul de energie pe care îl ai pe parcursul zilei, este foarte important să ai o activitate fizică organizată. Și aici mă refer la o rutină de antrenament care să presupună să faci mișcare de cel puțin 3 ori pe săptămână. Există foarte multe tipuri de exerciții fizice pentru toate categoriile de persoane. Indiferent de vârsta pe care o ai și de greutatea ta, poți găsi o multitudine de exerciții fizice care să te ajute la îndeplinirea obiectivului tău. Avem exerciții cu greutăți, gantere, haltere, exerciții la aparatele de fitness, exerciții cu greutatea corpului, flotări, abdomene, genoflexiuni, exerciții cardio și programe de HIIT, High Intensity Interval Training. Pentru a-ți îmbunătăți aspectul corpului, poți începe cu oricare dintre acestea. În video de astăzi vreau să vorbim despre exercițiile pe care le poți face acasă, fără niciun fel de echipament, și anume exercițiile efectuate cu greutatea corpului. Din această categorie am spus că fac parte. Flotările, unde folosești grupe de mușchi de la piept, brațe, abdomen, precum și diferiți mușchi stabilizatori. Acestea sunt exerciții pe care le poți face zilnic, fără a diminua efectele pozitive pe care le au asupra corpului. Genoflexiunile, un alt tip de exercițiu foarte eficient pe care îl poți face acasă și este extrem de bun pentru musculatura picioarelor. Picioarele având grupe de mușchi mai mari se și refac mai greu și tocmai din această cauză nu este bine să le lucrezi în fiecare zi. Trebuie lucrate de 2 sau chiar o singură dată pe săptămână. Abdomenele sunt exerciții care lucrează zona mediană a corpului și dau acel aspect frumos pe care și-l dorește orice bărbat. Acestea sunt de asemenea exerciții pe care le poți face zilnic, dar sunt recomandate în primul rând celor care vor să crească masă musculară, nu celor care vor să slăbească. Cei care vor să dea jos câteva kilograme, este recomandat să le evite inițial, deoarece lucrând abdomenul, mușchii respectiv se umflă și o să pari puțin mai grăsuți decât ești. O altă categorie de exerciții pe care le poți face acasă sunt cele cardio, care presupun efectuarea unor exerciții de gimnastică și de mobilitate pe diferite intervale de timp.
Acestea sunt cele pe care ți le recomand pentru început, cel puțin o săptămână înainte de a trece la alte exerciții mai complexe, deoarece ai nevoie de puțină mobilitate și de puțină încălzire. Este foarte bine să îți obișnuiești puțin corpul să facă mișcare în mod organizat și pentru asta trebuie să începi cu ceva mai ușor, astfel încât să te poți obișnui cu respirația accentuată și cu ritmul cardiac crescut. Atunci când începi să faci mișcare, corpul tău va reacționa imediat. La început, aspectul corpului se va îmbunătăți destul de repede. Bineînțeles că vei face și puțină febră musculară, dar te vei simți mai bine. Și nu doar din punct de vedere fizic. Vei observa că ușor, ușor îți va crește și încrederea în forțele proprii și treptat, treptat vei progresa, ceea ce îți va da și mai mult curaj să continui și să te ocupi de tine și de aspectul tău. Îți va da acea confirmare că se poate. Și dacă muncești puțin, nici rezultatele nu vor întârzia să apară. Asta a fost tot pentru acest video. Te rog să dai un like, te rog să te abonezi și nu uita, rămâi activ!